Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielo din Cluj-Napoca, împreună cu Asociația Spitalului Aer pentru Toți, a solicitat, prin intermediul TVR Cluj, ajutor în achiziționarea de echipamente. Telespectatorii noștri au răspuns la apel și au donat 10 de cutii de măști, mânuși sau dezinfectanți, dar și sume de bani. Le mulțumesc din suflet, mulțumesc televiziunii române care a putut și a ales să ne ajute difuzând spoturile și cererile noastre de ajutorare. Ceea ce pot să spun legat de dotări este faptul că nu ajung decât pentru o lună. Da, avem dotări, dar în mai puțin de o lună se pot epuiza. La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie sunt internați 27 de pacienți infectați cu COVID-19, dintre care unul la terapie intensivă. Aici sunt disponibile 76 de paturi într-un pavilion dedicat special COVID-19. Consumurile de echipament sunt mari, iar personalul spitalului, care ajunge la 200 de persoane, trebuie să schimbe echipamentul zilnic. Nevoile noastre prioritare sunt echipamentele de protecție pentru personalul medical, aici măști simple, măști FFP2, combinezoane de protecție, halate, mănuși și dezinfectanți. Prioritatea priorităților sunt acestea. Medicii se luptă cât pot de bine cu temutul virus, însă au nevoie permanentă de întăriri, în special din punct de vedere al personalului. La acest capitol, doctorii cer sprijinul autorităților. Am două întrebări pe care le-aș pune autorităților. Una dintre ele ține de minister și de cei din minister, de ce nu au semnat încă diplomele medicilor specialiști, cu atât mai mult măcar acelor specialiști în acele specialități deficitare, medicii, și anume medicii de ATI. Asta este o problemă importantă la care trebuie să se găsească soluții. Cred că o problemă la care nu s-a gândit nimeni ține de faptul că dacă sunt doi membri din aceeași familie, în linia întâi, ar trebui să existe o legislație care să-i protejeze să stea acasă. Medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie pot fi ajutați în continuare cu donații în contul Asociației Aer pentru Toți, deschis la Banca Transilvania.